Demisie în guvernul Recean, trei miniștri și-au depus mandatele. Între timp, Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova a anunțat că a destructurat o rețea de agentură rusă ce acționa la comanda FSB-ului. Bun găsit! Începe retrospectiva săptămânii. Trei miniștri din Guvernul Republicii Moldova și-au depus demisia. Ministrul Afacerilor Interne Ana Revenco, ministrul Educației Anatolie Topală și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Lilia Dabija. Doi cetățeni ai Republicii Moldova și doi ai Federației Ruse sunt cercetați într-un dosar de trădare de patrie și spionaj. Ei sunt acuzați că încercau să influențeze procesele social-politice din Republica Moldova în interesul Rusiei. Guvernul de la Chișinău a denunțat încă trei acorduri cu CSI semnate de Ministerele Dezvoltării Interne și Educație. Urmează să se rezilieze toate înțelegerile care sunt în dezacord cu politica pro-europeană a Republicii Moldova. Ministrul de Interne Ana Revenco și-a depus vineri mandatul, asta după ce miercuri premierul Dorin Recean a anunțat că a analizat atent rapoartele prezentate de instituțiile responsabile privind atacul armat de la aeroportul internațional Chișinău și că urmează decizii dificile, dar necesare. Tot vineri și-au anunțat demisia ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Lilia Dabija și ministrul Educației Anatolie Topală. Premierul Dorin Recean nu a invocat motivele plecărilor, dar singura precizare a fost că îi va propune luni președintelui Maia Sandu noile candidaturi. Analiștii politici consideră că schimbările din executiv nu sunt întâmplătoare. Vreau să-i mulțumesc mult domnului Topală. Reforma universitară pe care a conceput-o cap-coadă și a implementat-o domnul ministru începe să aducă rezultate. Ana Revenco a pus bazele transformărilor necesare pentru Ministerul Afacerilor Interne și a asigurat că Ministerul Afacerilor Interne va avea resursele necesare pentru ca să putem să facem un salt calitativ în ceea ce privește serviciul public. Doamna Dabija a asigurat realizarea la peste 300 de kilometri de drumuri. Acest efort a fost foarte important pentru noi toți. La scurt timp după anunțul premierului, doi dintre miniștrii demisionari au venit cu reacții pe rețelele sociale. A fost o onoare să servesc țara în calitate de ministru de interne. Mulțumesc echipei afacerilor interne pentru că a avut curajul ca împreună să înfruntăm războiul cu toate amenințările lui, să păstrăm liniștea și stabilitatea în țară și să rezistăm în fața crizelor multiple. Nu știu dacă există suficiente cuvinte ca să-mi exprim gratitudinea față de echipa mea cu care am muncit zi de zi ca să aducem Europa aici, la noi acasă și nu exagerez. Am depus efortul ca în toate domeniile noastre de activitate să facem progrese. Drumuri, poduri, dezvoltare regională și locală, construcție, apă și sanitație. Nu este un caz că domeniile acestui minister sunt primele din cele 20 de activități ale guvernului. Ministrul Educației, Anatolie Topală, nu a venit deocamdată cu un comentariu. Analiștii politici consideră că schimbările din executiv nu sunt întâmplătoare. E o surpriză și probabil pentru toată lumea e o surpriză. Până acum nu au fost formulate careva reproșuri la adresa acestor miniștri. Probabil e vorba de un conflict care a izbucnit acum intern sau s-a descoperit acum ceva brusc, dar totuși trei miniștri din domenii care, cum să zic, nu contactează mai puțin, adică e ceva neînțeles. Eu personal aștept explicații. După toate probabilitățile pe domeniile pentru care au fost responsabili miniștrii demisionați, există anumite deficiențe care trebuie să fie depășite. În cadrul Ministerului de Interne, ultimul caz de la aeroportul de la Chișinău a provocat reacții diferite neapărat cu conducerea ministerului. Iar opoziția spune că ar trebui schimbat întregul cabinet de miniștri. Continuăm lupta pentru demisia Guvernului Republicii Moldova și petrecerea alegerilor parlamentare anticipate. Amintim că ultimele schimbări în cabinetul de miniștri de la Chișinău au avut loc în luna februarie a acestui an, când premierul Natalia Gavrilița și-a anunțat demisia, iar fotoliul a fost ocupat de Dorin Recean. Tot atunci au fost schimbați mai mulți miniștri.
O rețea de agentură rusă a fost destructurată de Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. 4 persoane, 2 cetățeni ai Republicii Moldova și 2 ai Federației Ruse, sunt cercetate într-un dosar de trădare de patrie și spionaj. Potrivit directorului SIS, Alexandru Musteață, rețeaua de agentură rusă acționa la comanda FSB pentru a influența procesele social-politice din Republica Moldova în interesul Rusiei. Cauza penală a fost trimisă în judecată. Ambasada Federației Ruse a venit cu o reacție în care a negat că Moscova se implică în problemele interne ale Republicii Moldova. Potrivit șefului SIS, începând cu anul 2020, cetățenii ruși Yurie G. și Vadim I. au construit o rețea de agentură pe teritoriul Republicii Moldova. Ei identificau și recrutau cetățenii Republicii Moldova care acționau în interesul Federației Ruse. Activitatea cetățenilor ruși și a rețelei de agentură a fost orientată spre influențarea proceselor social-politice ale Republicii Moldova în interesul Federației Ruse, totodată spre menținerea independenței Republicii Moldova față de Federația Rusă, dar și au realizat operațiuni informaționale pentru modelarea opiniei publice. Timp de 2 ani, agentura Moscovei a colectat informații în special despre intențiile legislative, dar și date compromițătoare despre politicienii de la Chișinău. Prin intermediul Telegram, ei distribuiau informații false, iar odată cu invazia rusă în Ucraina, recrutau cetățeni pentru a provoca acțiuni violente. Finanțarea se făcea prin criptovalută, dar și prin sistemul Havala, cu implicarea unor case de schimb valutar de la Chișinău. Ofițerii de urmărire penală au descoperit că doar în 2021 gruparea a primit din Rusia jumătate de milion de dolari. Unul dintre agenții recrutați de către Yurie G. și Vadim I. avea sarcina de a identifica și asigura astfel de canale financiare. Agentul respectiv a fost recrutat în baza de cointeresare materială, începând cu anul 2021. La etapa actuală, persoana cetățeană în Republicii Moldova se află în arest și este acuzat de comiterea infracțiunilor prevăzute de articolul 337, trădare de patrie, alineatul 1, astfel fiind pasibil de pedeapsă penală cu închisoare de la 12 la 20 de ani. Urmărirea penală continuă. În prezent, sub învinuire se află 3 persoane, dintre care cetățenii Federației Ruse, Yurie G. și Vadim I., și un cetățean al Republicii Moldova, care este anunțat în căutare. Reacția diplomației ruse la Chișinău, după anunțul șefului SIS, nu a întârziat să apară. Într-un comunicat emis de diplomația rusă la Chișinău, se arată că, cităm, învinuirea Rusiei de destabilizare și influențarea proceselor politice interne au devenit deja un fel de carte de vizită în cadrul liniei coordonate anti-Rusia Occidentului. Subliniem că Rusia, spre deosebire de Occident, respectă suveranitatea altor state și nu se amestecă în problemele lor interne. Citat încheiat. Șeful SIS îndeamnă cetățenii Republicii Moldova care au fost abordați direct sau indirect de un serviciu de spionaj străin să se adreseze autorităților. Cei care declară de bunăvoie legăturile cu un serviciu de spionaj străin, dar nu au săvârșit acțiuni pentru realizarea însărcinărilor primite, sunt eliberați de răspundere penală. România va aloca o nouă contribuție financiară la fondul NATO creat pentru Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de președintele României la finalul summitului Alianței Nord-Atlantice de la Vilnius. Klaus Iohannis a subliniat că, la solicitarea României, summitul a consemnat un angajament sporit al NATO pentru întărirea securității Republicii Moldova. Pentru a doua oară în istoria Alianței, liderii statelor membre ale NATO au adoptat o declarație finală care conferă un paragraf distinct Republicii Moldova. Un semnal de apropiere al Alianței față de acest partener vulnerabil în fața amenințărilor Rusiei. Declarația săptămânii vine de la președintele României, Klaus Iohannis. În cadrul summitului am reafirmat necesitatea sprijinului consolidat al NATO pentru partenerii vulnerabili, în special pentru Republica Moldova. În acest sens, am pledat pentru susținerea financiară a pachetului de măsuri destinat Republicii Moldova pentru consolidarea capacităților de apărare și creșterea rezilienței. Am anunțat și o nouă contribuție financiară pentru Chișinău pe care o vom transfera la fondul voluntar NATO dedicat acestui stat. În același timp, deciziile luate la summit consemnează, așa cum a pledat România, un angajament sporit al NATO pentru întărirea rezilienței, a securității și a capacităților de apărare ale Republicii Moldova.
Fruntașii partidului Șor, formațiune scoasă în afara legii la începutul lunii iunie, nu mai pot candida în următorii 3 ani la alegeri. Un proiect de lege în acest sens a fost votat în Parlament. Ce spun experții în drept constituțional, vedeți în continuare în retrospectiva săptămânii. Guvernul de la Chișinău a denunțat încă 3 acorduri cu CSI. Este vorba despre documente semnate de Ministerele Dezvoltării Economice și Digitalizării, de Interne și Educației. Autoritățile susțin că urmează să fie reziliate toate actele nefuncționale și care sunt în dezacord cu politica pro-europeană a Republicii Moldova. Vineri, unul dintre acordurile denunțate anterior de guvern a fost votat în prima lectură în Parlament. Ministerul Economiei a denunțat acordul cu privire la susținerea și dezvoltarea micului antreprenoriat în statele membre ale CSI semnat la Moscova în 1997. Potrivit ministrului Dumitru Alaiba, documentul este în contradicție cu aspirațiile pro-europene ale Republicii Moldova. În prezent, ministerul revizuiește toate acordurile semnate în cadrul CSI. Sunt de ordinul 10-lor și noi acum, cum am spus, pe rând le analizăm dacă ele sunt actuale. Din perspectiva inclusiv a oportunităților și a necesităților, dar și a compatibilității cu angajamentele noastre cu Uniunea Europeană, acord de asociere și mai departe. Premierul Dorin Recean a declarat că de-a lungul timpului companiile din Republica Moldova nu s-au bucurat de respect în CSI. Ori de câte ori le trăsnea cuiva în cap, se găsea cineva să interzică merele noastre foarte gustoase, vinurile noastre foarte bune, carnea noastră calitativă și crescut cu mâncare bio, cum zicem noi. Așa că nu are sens să facem parte din aceste acorduri care nu sunt respectate. A fost aprobat și proiectul de lege privind rezilierea acordului cu privire la furnizarea privilegiată de către trupele de grăniceri din CSI a tehnicii speciale încheiat la Moscova în 1994. Cabinetul de ministri a denunțat și acordul de colaborare pentru formarea spațiului unic educațional în cadrul CSI. Acest acord a fost semnat în 1997 la 17 ianuarie, iar Republica Moldova din start a avut o obiecție și a susținut doar prevederile care nu contravin Constituției Republicii Moldova și actelor legislative ale țării. În dezvoltarea sistemului educațional de Republica Moldova ne-am orientat la sisteme educaționale mult mai transparente, comparabile și compatibile cu cele din spațiul european. Și eu sunt de acord că nu trebuie să avem un spațiu educațional care să promoveze imperialismul, agresiunea și alte valori de acest gen. Rog să susținem. Împotrivă? 1. Abțineri? Nu sunt. Anterior, guvernul a denunțat mai multe acorduri cu CSI pe filiera Ministerelor de Interne și Economiei. Unul dintre proiecte a fost dezbătut vineri în Parlament. Astfel a fost votat în primă lectură proiectul de denunțare a acordului privind barierele tehnice în zona comerțului liber în Comunitatea Statelor Independente. În total, Republica Moldova a semnat aproximativ 400 de acorduri în cadrul CSI. Parlamentul European a decis prelungirea cu încă un an a liberalizării comerțului între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Propunerea a fost susținută de majoritatea covârșitoare a deputaților, ceea ce înseamnă că Republica Moldova va beneficia în continuare de cote de export pentru produsele vândute în spațiul comunitar fără taxe vamale. Între timp, autoritățile de la Chișinău au lansat mecanismul de cofinanțare pentru îmbunătățirea competitivității exportului. Prin intermediul Organizației pentru dezvoltarea antreprenoriatului, beneficiarii programului vor avea acces la granturi de până la 600.000 de lei, pe lângă o contribuție proprie de aceeași valoare. Mai multe produse de panificație preparate la o brutărie din Bardar pot fi găsite și în peste 170 de magazine din România. Acest lucru a fost posibil datorită cofinanțării în cadrul unui nou program lansat de Organizația pentru dezvoltarea antreprenoriatului. Programul de internaționalizare în primă fază ne-a dat suport pentru a implementa standardul de ISO, ceea ce a însemnat o carte de vizită cu care putem să mergem la partenerii peste hotare și să spunem că da, noi livrăm produse de calitate. Cu suportul programului de internaționalizare a afacerilor, prin care noi am procurat atât utilaj de prelucrare a produselor, cât și am utilaj de răcire, de păstrare în spații congelate. Banca Mondială vine în acest proiect cu o contribuție financiară în valoare de peste 5 milioane de dolari. Antreprenorii care doresc să obțină un grant trebuie să țină cont de câteva condiții.
Antreprenorul vine cu o contribuție proprie din resurse proprii de 600.000 de lei, iar ODA din resursele Băncii Mondiale vine să acorde acest grant de alte 600.000 de lei. Este important de menționat că aceste resurse pot fi utilizate atât pentru echipament și utilaje, cât și pentru servicii soft, să spunem așa. It's important to support the products that are very high quality and are going to export, and I think that's the essence of this program. But I would also like to say that with more and more products going outside Moldova's borders, we see that the quality is improving also for the products that stay in Moldova. Mecanismul de cofinanțare pentru îmbunătățirea competitivității la export este implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și susținut financiar de Grupul Băncii Mondiale. Fruntașii Partidului Șor, formațiune scoasă în afara legii la începutul lunii iunie, riscă să nu mai poată candida în următorii 3 ani la alegeri. Proiectul de lege înregistrat de președintele Comisiei Juridice Numiri și Imunități Olesea Stamate a fost dezbătut în Parlament. În timp ce unii experți în drept constituțional susțin că proiectul de lege vine să pună în aplicare decizia Curții Constituționale, alții o critică și spun că inițiativa are o formulare ambiguă. Potrivit deputatului PAS Olesea Stamati, există riscul ca reprezentanții Partidului Șor, scos în afara legii, să poată candida la următoarele scrutine din partea altor formațiuni sau în calitate de deputați independenți, iar noua modificare din codul electoral le-ar interzice acest lucru. Nu pot fi alese pe o perioadă de 3 ani de la data pronunțării hotărârii Curții Constituționale privind declararea neconstituționalității unui partid politic, persoanele care la acel moment erau membri ai organului executiv al partidului politic declarat neconstituțional, persoanele care ocupau funcții elective sau care erau pe listele de candidați supleanți, o altă completare stabilește că atributele partidelor politice declarate neconstituționale prin hotărârea Curții Constituționale nu pot fi utilizate de către alte partide politice, blocuri electorale și alți concurenți electorali. Unii experți în dreptul constituțional susțin că proiectul de lege vine să pună în aplicare decizia Curții Constituționale, alții o critică. Până la urmă, acest proiect de lege cred că va ajunge pe masa Curții Constituționale și anume Curtea Constituțională va fi instituția care va decide în ce măsură aceste modificări care au fost operate sunt sau nu sunt în concordanță cu spiritul deciziei și dacă acestea exced sau nu exced cumva logica și rațiunile care au stat la baza Curții Constituționale. Este o formulare ambiguă și nu este concretă, nu are legitimitate. De unde pornești? Că inițiativa cui? Pasta de unde s-a luat inițiativa? Înseamnă că se neglijează hotărârea Curții Constituționale care este obligatorie de pus în aplicare. Pur și simplu va fi o pușcătură falsă. Contactați pentru un comentariu reprezentanții Partidului Șor declară neconstituțională nu ne-au răspuns la telefon. Formațiunea a fost dizolvată, iar la baza deciziei Curții Constituționale au stat un șir de acuzații. Finanțarea ilegală, nedeclararea mijloacelor bănești și donațiilor, dar și încălcarea principiilor statului de drept, a suveranității și independenței Republicii Moldova. Reprezentanții formațiunii spun că vor ataca decizia magistraților la CEDO. Agricultorii din nordul Republicii Moldova nu au liniște. Mii de lăcuste le-au invadat terenurile, iar recolta riscă să fie compromisă. Cum luptă fermierii cu dăunătorii, vă spunem în retrospectiva săptămânii. Crește durata mediei de viață în Republica Moldova. Potrivit Biroului Național de Statistică, în 2022 aceasta a ajuns la 71,4 ani, în creștere cu 2,4 ani comparativ cu 2021. Datele mai arată că ponderea vârstnicilor în totalul populației Republicii Moldova a ajuns la 23,8%, în creștere cu 4%. Procesul va continua, spun specialiștii. Tocmai de aceea, autoritățile au elaborat un program privind îmbătrânirea activă și sănătoasă, care va fi implementat în următorii 5 ani. Inițiativa are un buget de 42,9 milioane de lei, din care 6 milioane sunt oferite de stat. Detaliem subiectul în cifra săptămânii.
Datele prezentate de Biroul Național de Statistică arată că în anul 2022 speranța de viață a atins 67,1 ani pentru bărbați, cu 2 ani mai mult decât în 2021 și peste 75 de ani pentru femei, cu aproape 3 ani mai mult decât în 2021. Specialiștii pun acest lucru pe seama scăderii mortalității la ambele sexe. Astfel, rata mortalității a fost în medie de aproximativ 14 decedați la 1000 de locuitori. Pe sexe, 16 promile în cazul bărbaților și peste 12 promile în cazul femeilor. Pe de altă parte, rata mortalității infantile a înregistrat o ușoară creștere, de la aproape 8 decedați în vârstă de sub un an la 1000 de nou-născuți în anul 2021 până la 9 decedați în anul 2022. Tot anul trecut s-a înregistrat și o creștere a numărului de bebeluși de sex masculin decedați, în comparație cu cei de sex feminin. Datele mai arată că femeile din Republica Moldova trăiesc în medie mai mult, cu aproape 9 ani, decât bărbații. În 2022, diferența între speranța de viață a femeilor și a bărbaților a crescut, comparativ cu anul precedent, cu 0,8 ani. Am mers într-o zonă rurală din Republica Moldova și am întrebat pe oameni de ce cred ei că femeile trăiesc mai mult decât bărbații, așa cum afirmă statisticienii. Bărbații muncesc mai mult decât atât. Și ca și calul care muncește, așa la mereu decedează. Mai mult și de casă nu fac nică. Bărbații vin de biu. E un jos hot. Și din această cauză... Bărbații duc și mai înainte decât... Și femeile cred că munca grea este una dintre cauzele pentru care bărbații mor mai repede. Cu bărbați poate muncesc mai mult, dar femeile știi, mai alea fi lângă gospodărie, așa, mai face o aghetă bărbații, dacă mai duc în țări străine, mai de capul lor acolo cum lucrează. Care au grijă de dânsele, asta e părerea mea, că au grijă de ele, dar care n-au. Explicația, deci asta ar fi părerea mea pur personală, este stilul de viață pe care l-au cele două sexe. Altă explicație ar fi și ocupația lor. Și un alt factor care ar fi este nivelul înalt de mortalitate prematură în rândul bărbaților. Autoritățile au elaborat un program privind îmbătrânirea activă și sănătoasă, care va fi implementat în următorii 5 ani. Inițiativa va promova îmbătrânirea activă, participarea persoanelor în vârstă la viața socială și dezvoltarea sistemelor de securitate socială și de sănătate. Am găsit resurse pentru 5.000 de persoane. Urmează, colaborăm cu colegii la Ministerul Culturii să înțelegem care sunt modalitățile, dar iarăși, acolo este un element foarte important. Voucherul cultural oferit pentru tinere e o soluție digitală. În contextul vârstnicilor trebuie să ne asigurăm, pentru că noi vrem să oferim aceste vouchere pentru vârstnicii cu venituri reduse. If we want to tackle also youth migration, we have to ensure that our older persons are live in dignity and respect. Programul privind îmbătrânirea activă și sănătoasă va fi implementat în 50 de localități din țară. Peste 150 de pompieri din România, Ucraina, Letonia, dar și din alte trei țări au venit în Republica Moldova pentru a participa la un exercițiu tactic organizat conform standardelor europene. În cadrul antrenamentelor care s-au desfășurat în perioada 12-14 iulie, salvatorii au simulat intervenția în câteva situații de urgență, cum ar fi inundații, incendii, accidente chimice sau aviatice. Cei peste 150 de salvatori străini, dar și din Republica Moldova, au simulat intervenția comună în cazul unor inundații masive în urma ploilor abundente, dar și a unor accidente. Această locație prezintă un accident chimic. Avem în jur de 20 de persoane accidentate, 5 persoane moarte, decedate în urma acestui incident, însă cu forțele proprii nu ne putem isprăvi și am cerut ajutor de la echipele internaționale ca să vină să ne ajute la decontaminarea. Echipele mixte de pompieri au mai trebuit să intervină într-un accident aeronautic. Conform scenariului, într-o zonă forestieră din raionul Ialoveni, s-a prăbușit un avion, iar salvatorii au pornit în căutarea și salvarea victimelor. Nu
noi ne îmbunătățim acțiunile de lucru, skill-urile, cum se spune în engleză, metodele de cooperare pe care le punem în practică în cadrul mecanismului european de protecție civilă și nu numai. Putem spune, acest scenariu a fost ales aici în Moldova, dar se poate întâmpla oriunde, nu numai în continentul european, și conlucrarea între țări este foarte utilă. Pompierii din România, Letonia, Ucraina, Cehia, Slovacia și Polonia au format echipe mixte. Toate intervențiile au fost gestionate de grupul de stat major, exact ca într-o situație de urgență reală. Aceasta este o încăpere unde se desfășoară procesul de organizare a exercițiului și controlăm astfel încât scenariul să meargă conform planului. Она будет безопасной, когда мы все будем ее хранить. Мы знаем, что когда будет беда в Европе, команды из Молдовы придут помогать, так как вы помогали в Турции. Organizarea exercițiului tactic Euromed React are ca scop testarea capacităților salvatorilor din Republica Moldova cu implicarea asistenței internaționale prin intermediul mecanismului de protecție civilă al UE. Situație excepțională în nordul Republicii Moldova. Mii de lăcuste fac ravagii pe câmpurile din raionul Sângerei. Dăunătorii au distrus deja 10 de hectare de terenuri cu porumb și floarea soarelui. Agricultorii spun că e prima dată când se confruntă cu această problemă, iar partea gravă e că se mulțesc rapid. Fermierii au încercat să stârpească focarul, dar tratamentele chimice nu dau roade. În luptă cu lăcustele a intrat și ANSA. Potrivit specialiștilor, cazuri similare de apariție a lăcustelor au fost înregistrate cu aproape 50 de ani în urmă. Sergiu Maranduc, din comuna Heciul Nou, raionul Sângerei, a fost primul care a tras un semnal de alarmă despre invazia lăcustelor. Peste noapte, dăunătorii i-au afectat 12 hectare de floarea soarelui. Când noi vedem frunzele este mâncate de lăcustă, practic eu mănânc tot aparatul foliar. Nu, noi știm că aparatul foliar e necesar pentru formarea roadei. Bărbatul spune că a anunțat imediat autoritățile, dar cum nu a fost auzit, a decis să acționeze pe cont propriu. Planurile din spatele meu sunt proprietatea a doi fermieri, însă doar unul dintre ei a folosit substanțe pentru combaterea dăunătorilor. Munca și cheltuiala au fost zadarnice. Peste doar câteva zile, lăcustele s-au înmulțit, inclusiv pe câmpul deja stropit cu insecticid. Pentru a stârpi focarul e nevoie de tratamente masive, inclusiv în pădurea din vecinătate. Aici se va interveni cu o stropitoare specială instalată pe un tractor care poate pulveriza pe o distanță de câțiva metri. De tăiat noi am socotit cheltuielile undeva la este două masivuri, două câmpuri, undeva la 50.000 cheltuielile se ridică de prelucrat tot suprafața dată. Tratamentul cu insecticid a fost reluat după o inspecție a celor de la ANSA. Fermierii trebuie să acționeze contra cronometru pentru a reuși să lichideze focarul până în august, când lăcustele depun ouă. Situația este excepțională. Este posibil să răspândească peste toată țara. E posibil, asta e prima generație, dar în luna august riscul este și mai mare. Lăcusta italiană, cea care a invadat terenurile agricole din nordul Republicii Moldova, e o specie foarte periculoasă. Dăunătorii pot distruge mii de hectare dacă nu sunt omorâți la timp. El migrează foarte bine, mai ales pe curență de aer, poți migreze și la 100 de kilometri și 150. Se concentrează pe câmpurile care le plac mai tare, dar atacă, spolifagi și atacă toate culturile. În caz, Doamne ferește, de invazie ceva, atacă tot la oaltă. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și-a asumat parțial cheltuielile pentru lichidarea focarului. Din fondul de rezervă s-au locat peste 60.000 de lei. Cele mai eficiente sunt tratamentele care se fac de la înălțime cu elicopterul. De câțiva ani însă aparatele de zbor pentru astfel de lucrări nu mai sunt funcționale, iar compania care le gestionează este în proces de insolvabilitate. Aici punem punct retrospectivei săptămânii. Sunt Natalia Chicu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție. Toate bune!